În porturile de la Malul Mării se aflau în această dimineață 33 de nave fără operațiuni portoare. 21 dintre acestea erau în portul Constanța, 3 în portul Midia și 9 în portul Mangalia. Cele mai multe au nevoie de reparații. De asemenea, la avizării marți erau 10 nave, 9 pentru portul Constanța și una pentru portul Midia. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrație a Porturilor Maritime, pe 17 mai 39 de nave erau sub operare, 35 se aflau în portul Constanța și 4 în portul Midia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, containere, cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau marți dimineață 14 nave. Dintre acestea, 10 așteptau pentru operare, iar 4 nu aveau operațiuni portoare.